ne interesează într-un mod special ce vrea să ne spună Dumnezeu printr-un pasaj. Și la rugămintea mai multora de a le oferi un mod de înțelegere și interpretare a pasajului, m-am gândit să fac o serie de clipuri în care să explic foarte simplu lucrul acesta. Avem un text foarte bine cunoscut, superb, pe care vreau să vi-l prezint și pe care vă invit să-l studiem împreună. Primul lucru important la studierea unui pasaj este să găsim care este tema pasajului respectiv. Asta este primul lucru important. Despre ce vorbește textul respectiv, da? Despre ce vorbește. Lucrul acesta îl aflu împărțind pasajul acesta în propoziții. Am luat un verset foarte simplu care ne ajută să împărțim pasajul în propoziții. Împart pasajul în propoziții dacă știu care sunt verbele din pasaj. Și haideți să ne uităm. Primul verb este acesta. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, da? Asta este primul verb. Al doilea verb este îngrijește. Astea sunt cele două verbe din text. Deci avem două pasaje. Este foarte important și să găsim în pasaj elementele de legătură. Foarte important, elementele de legătură. Pentru că elementele de legătură ne arată cum o propoziție este secundară. Și avem elementul ăsta de legătură aici. Că cel însuși îngrijește de voi. Înseamnă că până la punctul acesta avem prima propoziție și este o propoziție principală. Și de aici încoace, aici este a doua propoziție. Asta este o propoziție secundară. Un alt mod în care ne dăm seama este pentru că atunci când rostești propozițiile, ele au sau nu au sens singure, da? Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Sună bine. Căci el însuși îngrijește voi, dacă o pui singur, nu are logică. Căci el însuși îngrijește de voi. Căci ăsta cere ceva care este înainte. Bun. Și acum, haideți să facem câteva observații teologice, practice pentru noi, da? Pentru că important este să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu prin rugăciune, prin iluminarea Duhului Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu este intenționat să ne atingă și să ne transforme inimile și viața. Îngrijorările sunt o parte esențială a vieților noastre și e aproape imposibil să citești Sfânta Scriptură și să nu ajungi să iubești un asemenea verset, dar poți să ajungi să-l urăști dacă nu-l înțelegi. Cum să arunc, Domnule, îngrijorările asupra lui? Dacă verbul principal al acestei fraze este aruncați, pe noi ne interesează ce spune Scriptura despre a arunca. Ce spune Scriptura despre a arunca, da? Nu uităm. Tema pasajului este aruncarea îngrijorărilor. Absolut superb. Cineva care vrea să te scape de îngrijorări. Super, super. Ce spune pasajul despre aruncarea îngrijorărilor? Haideți să vedem împreună ce spune. Păi, în primul rând, spune să aruncăm asupra lui. În al doilea rând, spune să aruncăm toate îngrijorările noastre. Și în al treilea rând, ne spune să aruncăm pentru că El se îngrijește de noi. Deci ne spune trei lucruri despre aruncarea îngrijorărilor. Da? 1. Unde să aruncăm? Asupra lui. 2. Ce? Câte să aruncăm, da? Îngrijorările câte? Toate. Și 3. De ce să aruncăm? Că cel însuși îngrijește de voi. Le luăm pe rând. Spune să aruncăm asupra lui toate îngrijorările noastre, da? Nu ne cheamă Dumnezeu la o gândire din asta pozitivă cu privire la noi înșine, să ne mărim stima de sine, încrederea în sine și să-i dăm tare înainte în viață. Nu. Spune să aruncăm asupra lui, da? Asupra lui Dumnezeu. Asupra lui Dumnezeu. Da? Să aruncăm îngrijorările noastre, să-i le dăm lui Dumnezeu. În contrast cu un om. Deci nu dăm unui om îngrijorările, ci le dăm lui Dumnezeu. Doi,
spune să aruncăm toate îngrijorările noastre. Deci Dumnezeu nu face distinție între îngrijorări. Îngrijorarea că îți cade o măsea, că ți s-o strica mașina, că s-o lovi copilul, că nu mai ai bani să plătești chiria sau alte lucruri, da? Toate îngrijorările noastre, toate îngrijorările noastre. De ce să aruncăm toate îngrijorările noastre? Păi spune că Dumnezeu îngrijește. Dacă vă uitați atenți la propoziția asta că și El însuși îngrijește de voi, și aici aveți două detalii foarte frumoase. Îngrijirea aceasta o face El însuși, dar nu prin intermediari, și îngrijirea aceasta o face El de persoanele noastre. Deci El însuși o face, da? În contrast cu intermediari. Da? Dumnezeu nu folosește intermediari, zice aici, nu că nu folosește în general Dumnezeu intermediari, ci textul ne spune că El însuși se îngrijește de noi, da? Și se îngrijește de noi ca persoane, nu doar de lucrurile sau problemele noastre, da? Argumentul final al textului este că Dumnezeu, în providența Lui, are grijă de noi. Se îngrijește. Asta este o providență, da? Purtare de grijă a lui Dumnezeu. Și o numesc, cum o numesc și teologii, providență meticuloasă. Adică, dacă Scriptura spune că niciun fir de păr din cap nu ne cade fără știrea lui Dumnezeu, dacă totul este în controlul lui Dumnezeu, înseamnă că providența asta lui Dumnezeu este meticuloasă. Ce presupune asta? Presupune că Dumnezeu știe îngrijorările tale, nu? E tot cunoscător, știe de fiecare îngrijorare a ta. Altfel cum ar putea să o ia asupra lui și să o spoarte de grijă? Mai înseamnă și că Dumnezeu vrea să ia îngrijorările noastre. Dorește Dumnezeu, ne iubește, vrea să ia îngrijorările noastre. Că dacă ne-ar vrea, nu ne-ar cere. Și înseamnă și că Dumnezeu poate, da? Poate Dumnezeu să ia îngrijorările noastre, că dacă n-ar putea să le ia, nu ne-ar cere să îi le dăm noi. Da? Poate să le ia și poate să îngrijească de noi. Deci, argumentul pentru a nu te îngrijora, adus de Petru, este să te încrezi în providența meticuloasă a lui Dumnezeu. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu știe, Dumnezeu poate, Dumnezeu vrea să ne poarte de grijă. Acum, este adevărat că Dumnezeu nu ne poartă de grijă totdeauna cum vrem noi. Deci Dumnezeu ne poartă totdeauna de grijă cum vrem noi. Da? Cum vrem noi. Nu ne poartă totdeauna Dumnezeu de grijă când vrem noi. Și asta este motivul pentru care uneori noi intervenim și încercăm să facem lucrurile după capul nostru. Vedeți, așadar, o simplă diagramare a unui pasaj, simplu cu două propoziții, care atinge un domeniu fundamental din viața noastră. Îngrijorările, o mare ispită, o mare problemă a vieților noastre, înțeles corect, poate modifica în mod esențial trăirea noastră, da? Nu uitați. Ținta noastră trebuie să fie Dumnezeu care ne știe, care vrea să ne ajute și care poate să facă lucrul acesta. Este un fel de igienă zilnică pe care trebuie să ne facem, dând fiecare îngrijorare în parte lui Dumnezeu în rugăciune. Pe baza revelației pe care El ne-a dat-o și pe baza promisiunilor pe care ne le-a lăsat în cuvânt și în special în textul acesta, aceea că El se îngrijește de noi în detaliu.